muncitorii din defileul Jiului Tractare să se încadreze în termenul stabilit de drumurile naționale, adică mijlocul lunii viitoare. În acest moment, pentru ca lucrările să fie executate în termen, una dintre firme a scos la muncă 12 deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu. De mâine dimineață se vor face raportări zilnice către CNADR. Asta ca să nu mai existe suspiciuni că lucrările se vor întârzia. De mâine, în fiecare zi, se va analiza stadiul lucrărilor, iar muncitorii de pe defileu vor face zilnic raportări ale activității. Am luat angajamentul că până la 15 octombrie se va circula pe primul strat de asfalt, deci pe asfalt nou, până la Bumbești Jiu. Urmează, sigur, să se continue lucrările și la anul viitor. Trebuie să, e adevărat, să accelerăm ritmul. Trebuie să suplimentăm, dacă va fi nevoie, și forțele care lucrează pe defileu, adică și utilaje și oameni. Vom face și reparațiile necesare, pentru că sunt și pădețe unde sunt denivelări, acolo unde se lucrează la, fie la casete, fie se fac acele console, se va turna și în zona respectivă asfalt, adică drumul să fie cât mai bine pregătit pentru iarnă. DN66 trebuia să fie gata la sfârșitul acestui an. Din cauza complexității lucrărilor, contractul va fi prelungit până anul viitor. Firma care modernizează șoseaua este din Spania, iar o parte din lucrări sunt contractate de o societate de construcții din Gorj. Defileul Jiului este una dintre principalele căi de acces către Oltenia și Ardeal. De ani de zile, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale încearcă să modernizeze drumul național 66 care traversează județul Gorj. Traficul este oprit zilnic pentru ca muncitorii să se poată încadra în orarul lucrărilor.